Primele antrenamente de oină s-au desfășurat deja la Râmnicu Sărat. Secția patronată de Clubul Sportiv Municipal are atât echipă de băieți cât și de fete. Inițiativa a fost sprijinită de autoritățile locale în cadrul unei strategii menite să resusciteze sportul național al României. Facem primul antrenament de oină la Râmnicu Sărat, echipa de fete. După amiază o să avem și un antrenament cu băieții. Împreună cu domn profesor Bălan am luat decizia de a redeschide secția de oină de la Râmnicu Sărat în cadrul CSM. Ne-am deplasat la Federația Română de Oină, am stabilit detaliile împreună cu domnul președinte și cu ajutorul domnului primar am început această frumoasă activitate. Cele 15 fete care compun deocamdată lotul de oină al grupării râmnicene provin în totalitate din mediul rural. Coordonatorii secției vor organiza mai multe selecții în viitorul apropiat în toate școlile râmnicene, dar și la instituții de învățământ din județ. Sunt în jur de 15 fete, după care vom continua cu băieți seniori. Fetele provin din școli din mediul rural, dar pe parcurs vrem să aducem și cele de la școlile din Râmnicu Sărat. La băieți e puțin mai greu, că trebuie să o luăm cam de la zero. Fiind cu un club nou, trebuie să începem. E mai greu la început. La nivel național, numărul jucătorilor de oină s-a triplat în ultimii 10 ani. Conform datelor oficiale, sunt peste 5.000 de practicanți la ora actuală. Ca sport, oina este unul dintre cele mai vechi din Europa, fiind menționat documentar încă din secolul al XIV-lea.